Vă reamintim că am început acest demers unic în România din dorința de a vă prezenta o altă istorie ignorată de știința academică, deși dovezile că istoria umanității este sensibil diferită de ceea ce ni se spune sau predă în școli și facultăți sunt enorme. În primele episoade am vorbit despre uluitoarele mărturii prezente în tăblițele sumeriene și în cele mai vechi mituri antice despre începuturile omenirii. Astfel, mulți dintre voi ați aflat că zeul tată Anu, conducătorul planetei Nibiru și al unei civilizații mai largi, supranumit și El, a avut doi fii, Enlil și Enki. Expediția lui Enki, menită să obțină de pe Pământ suficient aur încât să refacă atmosfera de pe planeta Nibiru, s-a soldat, printre altele, cu formarea rasei umane, creată în scopuri lucrative și limitată să trăiască mult mai puțin decât cei care i-au conceput. Biblia, care preia multe elemente din miturile sumeriene, nume, fapte, mărturii legate de venirea acestor ființe superioare pe Pământ, susține că omul a fost limitat de Dumnezeu la 120 de ani, ca nu cumva îngerii să se simtă lezați de faptul că acesta ar putea trăi veșnic. Pentru această nouă rasă, creată genetic, după chipul și asemănarea zeilor coborâți din cer, cei doi fii ai conducătorului suprem au purtat o bătălie care a rămas legendară și care a născut ulterior mitul confruntării dintre bine și rău, răspândit la toate popoarele antice. Pe Terra au venit odată cu cei de pe planeta Nibiru și reprezentanții ai altor civilizații extraterestre, dominate de cea de pe Nibiru. Ulterior, Pământul a devenit destinația și altor civilizații care s-au mixat cu cele inițiale, ori s-au războit cu acelea și ulterior între ele. Astăzi vorbim despre războaiele zeilor pe Terra. Ce civilizații extraterestre s-au înfruntat pe Pământ? Unde au dispărut așa numiții zeii care ne-au creat? Au fost învinși ori s-au retras în interiorul planetei? Întrebări la care veți primi răspunsuri uluitoare pe parcursul ediției. E bine, doamnelor și domnilor, încep episodul 4 din Istoria Secretă a Umanității. Sunteți deja familiarizați și nu mai pierdem timpul cu alte explicații. Sunt o mulțime de tineri care mi-au scris și care ne-au mulțumit pentru demersul nostru, pentru faptul că habar n-aveau că există și o altfel de interpretare istoriei și alte mărturii și dovezi pe care actuala știință academică le ignoră sau le respinge. Bună seara, H.D. Hartmann! Bună seara și bine v-am regăsit la Metropola și la mulți ani Metropola! Mulțumim cu atât mai mult tuturor celor care ne sunt alături de atâta timp. Ajunsesem într-un punct în care am descris încercările succesive ale rasei de pe Nibiru, ale civilizației de pe Nibiru, de a exploata corespunzător rezervele de aur de pe planeta Pământ și de a crea omul în etape. O primă etapă care a eșuat pentru că produsul acei uriași care nu se puteau reproduce s-au răsculat și atunci au fost nevoiți să revină și să construiască, să creeze genetic în laboratoare tot felul de exemplare până au reușit să ajungă la Homo sapiens. Lucrurile astea, încă o dată, pentru cei care consideră că toate aceste povești sunt rezultatul unui delir de anumită natură, sunt descrise niște, să zicem, dovezi, mărturii antice, mărturii vechi, fie inscripții, fie, să zicem, sculpturi, fie reprezentări de anumite, de diverse naturi, fie în, cum să spunem, texte scrise, texte foarte vechi. Și continuăm acest demers astăzi, încercând să înțelegem ce s-a întâmplat cu zeii care ne-au creat. Există la indieni, la greci, la egipteni, la o mulțime, la asirieni, la acadieni, o mulțime de mărturii legate de intervenția zeilor în luptele dintre oameni sau despre luptele dintre zei, cum le spuneau aceste populații preantice sau antice. Am ajuns în punctul în care un război a avut loc, un război catastrofal, care ar fi distrus suprafața Terei și ar fi creat, printre altele, deșerturile. Locuitorii lumii spun unele mărturii, ar fi părăsit lumea de la suprafață acum 100.000 de ani, în jur de 100.000 de ani. Civilizația. În urma acestui război catastrofal, unii zic dintre atlanți și lemurieni. Da, sunt două civilizații. Două mari civilizații care ar fi stăpânit Pământul la un moment dat. Sunt două mari civilizații care vin din două sisteme galactice complet diferite. Uh-huh.
Și trebuie aici să facem... Lemurienii nu erau, erau non-umani? Erau non-umani, absolut non-umani, din punctul de vedere al al omului, cu un alt tip de alfabet, de dicționar și cu un alt tip de valori. Și va fi un conflict total între rasa umană creată de către, de către nubiriști, de către cei de pe Nibiru. Nibiru uneori se spune, altori se spune Nubiru. Exact. Cert este că prima reacție fundamentală, ca să fim foarte clare, a umanității la adresa lemurienilor, sunt celebrii dragoni. Sunt celebra rasă șopârlă, cum se cheamă? Reptilienii. Reptilieni. Care este foarte clar că modul lor de viață, modul lor de a înțelege viața, definițiile lor, făcând parte din sisteme de viață total diferite, a intrat în conflict direct cu rasa umană. Se pare că erau foarte sângeroși, se pare că erau extrem, dar extrem de violenți, se pare că erau și foarte cruzi din acest punct de vedere și cu o ierarhie extrem de militarizată. Ca să înțelegem un aspect care este, care face o diferență totală și vom ajunge și la aceste diferențe. Miturile, povestirile, legendele și absolut toate dovezile ne arată că civilizația lui Enlil nu era militarizată. Vorbim de Anunnaki. Vorbim de Anunnaki. Da. Civilizația Anunnaki, doar când apare ceea ce după aceea în perioada prebiblică și apoi în perioada biblică, deci să facem o estimare istorică, 50.000 înaintea erei noastre și între 30.000 și 0 de ani, este perioada biblică, cea prebiblică este înainte de 30.000 de ani înaintea erei noastre. Anunnaki erau mai mult oameni de știință, erau mai mult ingineri, tehnicieni, aveau un sistem de disciplinare a populației lucrative umanoide care o creaseră pe pământ. Aveau niște rase pe care le dominau. Dar, atenție, nu erau militarizați. Lemurienii sunt cei care introduc pentru prima dată, apar pe pământ și introduc pentru prima dată sclavia. Noi avem dovezi și în special în zona Americii Latine și Africii, care ne arată că acolo lemurienii au introdus un fel de dictatură militară în care umanoizii sau cei care, pe care i-au creat ei, pentru că și ei au creat o rasă umanoidă. Există mărturiile unor triburi Nu o rasă africane, umanoidă, o rasă lemuriană. Rase africane care vorbesc despre reptilieni. Exact. Ca despre veniți din cer, care sunt strămoșii lor, practic. Aici problema este că se pare că lemurienii nu au prea venit de prin cer. Se pare că ei au venit prin portaluri. Și aici trebuie să facem diferența și în episodul 4, dacă mai ții minte, noi am discutat două episoade înainte de pregătirea episodelor, dacă să introducem exact aceste nuanțe de diferență. Este clar că Anunnaki au venit pe vase spațiale, transversând spațiul. Deci că aveau o definiție concretă, distanță și timp. Lemurienii se pare că au venit prin transfer teleportat. Nu s-au găsit încă elemente care să definească prezența lor în spațiul din jurul Pământului. Ei vor construi ziguratele. Singurul loc în sistemul solar pe care, care mai există, se pare, bineînțeles n-am fost acolo, este pe Marte, este un zigurat enorm. Se pare că este cam un sfert din Paris, ca mărime. Nu se știe exact dacă pozele arată o îmbinare ciudată de lumini și umbre și asta să ne dea nouă senzația că vedem un zigurat, dar cel mai mare zigurat din Africa este un zigurat care ne arată că era o platformă. Nu neapărat pentru nave spațiale, s-ar putea pentru teleportare, să fi fost o platformă de teleportare. Cert este că lemurienii sunt extrem de cruzi și introduc o dictatură militarizată. Între ei era o dictatură militarizată. Legendele despre cruzimea lemurienilor nu se referă numai la umanoizii pe care i-au creat sau pe care i-aveau ca sclavi în subordine, ci și între ei erau extrem de cruți și extrem de duri. Între noi fie vorba nici Anunnaki, când prin știință, prin folosirea instrumentelor științei genetice ne-au creat, nu ne-au creat pentru a ne fi liberi, pentru a ne lăsa liberi. Nu, dar nu aveau niște lucrători. Anunnaki, trebuie să înțelegi, Anunnaki avea o civilizație mult mai tehnologică. De aceea e închis, a și opus atunci când Enlil, care era superior în ierarhie, dar era fratele lui, a cerut suprimarea. Și știi de ce a cerut? Pentru că făceau prea mult zgomot.
Oamenii făceau, deci erau foarte mulți. Spuneți, de ce e atât de mult zgomot? Bineînțeles că erau minele de aur, trebuiau să facă zgomot. Uh-huh. Și noaptea, probabil seara, la finalul zilei de muncă, erau zgomotoși. Și de altfel există o inscripție presumeriană, de fapt e preacadiană, deci ne ducem la 15, 20, 30 de mii de ani în urmă, înainte de era noastră, în care se vorbește de faptul că Enlil decide să scoate oamenii din cetate, să scoate oamenii din spațiul său, din orașul pe care îl construise, pe care noi îl credem, și aici sunt anumite dovezi, că a fost Ur. Ur este cam primul oraș documentat din istoria umanității. La vârful său de civilizație a început cu 30.000 de oameni și ajunge la 500.000. Vreau să le spun prietenilor noștri, telespectatorilor, lucruri extrem de importante. Foarte multe dintre zeitățile antice poartă nume identice aproape la popoare care în principiu vorbesc limbi extrem de diferite. Nu vorbesc limbi. Pe timpul existenței lui Anunnaki și lemurienilor, umanitatea nu dezvoltase limba. Da, mă refer la popoarele antice, în legendele lor, zeitățile poartă nume extrem de asemănătoare. Poate mulți dintre ei nu știu, pentru că în istorie nu li se predau, nu avem în școli. În ce sens nume comune? Numai puțin, imediat. Da, da, da. Sunt terminații sau cum să zic, chiar fonetic, sună aproape identic. Nu, dar profilul vieții lor este comun. În afară de faptul că sunt bătălii descrise identice peste și la egipteni, la indieni și la grecii antici. Nu, Grecia e modernă. De exemplu, Zeus. Pentru istoria umanității, Grecia este modernă. Zeus, da. Așa, seamănă teribil de tare cu tatăl ceresc de la indieni, care se numește Dias Pitar, care la roman s-a transformat în Jupiter, care este tot de zeul suprem. Da, da? Este. Da. Niște chestii incredibile. Sunt o mulțime de Anu, de exemplu, a fost preluat și de acadieni. A fost preluat de cultura iudaică. Enlil este Anu și la sumerieni și la asirieni și la, nu știu, la perși. De asemenea, au preluat o serie din aceste, regăsim și la perși o serie din aceste nume. Deci, practic, este cel puțin ciudat faptul că bătăliile dintre zei, legendele acestea, așa cum le consideră știința academică, seamănă teribil de tare că descriu niște fenomene științifice pe care omenirea, primitivii, n-au cum să le vadă niciodată, dacă nu le-ar fi putut descrie niciodată. Nu, dar avem legendele din Africa, sunt continente diferite, sunt spațialități pentru o comunitate umanoidă incapabilă să se urce pe cal. Sau noțiuni și imagini sunt teribile, cum sunt cele ale lui Enoch, care vede pământul de sus. Sunt comune. Sunt comune. Toate culturile le au. Da? Japonia. Împăratul Japoniei este urmașul unei rase extraterestre. Asta și spun. Legenda fondatoare a Japoniei se referă la căderea din cer a unui meteorit, a unei nave. Presupunem că dacă e să o traducem în ceea ce noi știm astăzi fizica, probabil că acea navă s-a stricat, era în cădere liberă. Și de acolo apare unicul supraviețuitor, care, cu populația umanoidă deja existentă pe insulele Japoniei, în Hokkaido de fapt, începe începe istoria Japoniei. Încă ceva. Ptah, de exemplu, este considerat întemeitorul dinastiei zeilor. Egipten. În Egipt. Da. Egipt în sine, supranumele Egiptului este de țară înălțată, pentru că era sub ape. Da. Deci Ptah este în istoria Egiptului. Maneto, de exemplu, este primul istoric egiptean. Așa este. Lucrările lui au fost preluate și de Herodot, la un moment dat, și care a descris, să zicem, interpretările lui Maneto despre originea dinastiilor egiptene. Prima dinastie este a zeilor, nu este a pământenilor. Da, așa este. Ptah este cel care ridică Egiptul din ape, creează o mulțime de lucrări, de diguri. Și în texte scrise, prieteni, în inscripții, ca să înțelegem bine, de să mărturii istorice, despre Ptah se spune că stătea, de exemplu, într-o cameră sub pământ, în care avea niște uși speciale, cu niște zăvoare speciale, și avea capacitatea... Și avea capacitatea de a opri inundațiile. Astea sunt mărturii istorice. Adică sistemul de pe pământ, sistemul din Egipt construit de către leviere de apă și de către baraje de apă, el avea o cameră de comandă, unde, bineînțeles că umanul respectiv, când a văzut, a zis că sunt zăboare, era o leviere și el regla debitele de apă. Absolut.
Despre Ptah se spune că deci a dormit 9.000 de ani. Deci în acest moment, dacă am vedea așa ceva, dacă noi am vedea, de exemplu, acum așa ceva, am ști ce nici nu ne-ar interesa. A, asta e camera tehnică, lasă-l bă, că să e tehnicianul. Pentru ei era zeu. Tenția este foarte important. Dar și umanitatea face un lucru și aici vreau să fiu foarte... Întoarcem spre lemurieni și... Da, nu. Și umanitatea, și la lemurieni, și la Nubiru, și la Enlil, și la ceilalți, începe să simtă care sunt diferențele în interiorul structurii de putere. Zeii sunt și, au și ei șefi, au și ei subordonați. Sunt și ei mai mari sau mai mici. Această imagine a templului central de sus, a controlului, se manifestă apoi și în formarea socială umană cu regii, unii regi mai importanți, unii prinți mai puțin importanți, în familiile regale fiecare are câte o funcție și câte o apropiere sau mai mare sau mai puțin mare de tron, adică de centrul puterii. Ne întoarcem la acest război. Războiul a fost devastator. Din ceea ce eu am înțeles și din ceea ce am citit, au fost de fapt 3 războaie, dintre care 2 mondiale. Iar al treilea și ultimul a fost între 2 planete. Atacul a fost din spațiu, care se pare că de fapt a făcut și cel mai mare, a făcut cele mai mari ravagii. În vedele indiene despre asta vedele despre asta se vorbește. Despre atacul din cer. Din cer. Dar au fost 3 războaie mondiale. Unul dintre ele a fost început de către răscoala oamenilor. Trebuie să spunem telespectatorilor noștri, oricât am fi noi de creați de alții, rasa umană este chemată să se uite în sus. Nu poate să fie sclavă. Curiozitatea, inteligența, această frumusețe totală, această vocație a rasei umane de a construi, este adeneică. Nu vine de la lemurieni care voiau sclavi, ci vine de la Anunnaki. Această chemare a universului. E, și la un moment dat oamenii, rasa umană, la instigarea lemurienilor, atenție, a considerat că Anunnaki au egalat prin cunoștințe pe Anunnaki. Și a fost o primă răscoală. O răscoală care se pare că a fost cam la nivel de continente, pentru că avem deja și descoperim, dar avem deja resursa istorică în care să putem spune că au fost orașe rase de pe fața Pământului de oameni. Nenumai. Au fost puncte de control al civilizației extraterestre Anunnaki distruse complet sau ocupate și niciodată redate înapoi. Acest prim război a dat conștiința de rasă pământeană rasei umane. E foarte important de înțeles acest lucru. E, ca să duci un război împotriva unei astfel de civilizații tehnologice, la nivelul acela trebuia să ai, nu trebuia să ai numai silex din cuții din piatră și din silex, trebuia să fiți mulți, trebuia să fim mulți. Deci populația umană era mare. E, nu, o precizare importantă aici. Da. Nu există mit al popoarelor antice în care să nu se vorbească de semizei. Chiar și la aceste inscripțiile sumeriene, pe tablițele sumeriene, apare clar povestea lui Enlil și a fiului lui, de exemplu, Enoch, nu? Pe care îl ia la cer și arată și explică tot ce este în această galaxie. Și îl ține vreo 6 cicluri solare și, nu știu, 60 de jubilee, pardon. Da. 6 jubilee, nu mai știu. Oricum, ideea că îl ține era? Vreo 360 de ani. Și la care ține și zeii încep să se reproducă împreună cu creațiile lor. Da, da. Pe care le apreciau și care au după chipul și asemănarea lor. Da. Sunt foarte mulți foarte multe dinastii care au avut în frunte, potrivit unor mărturii, rezultatele actelor intime dintre zei, dintre extraterestri și produsele lor de pe pământ, creațiile lor. Și să nu uităm... Acești zemizei beneficiau de armele, da? De oștile, de suportul celor care i-au creat. Da. Și căpetenii... să nu uităm legendele Olimpului, care sunt moderne pentru istoria de care vorbim. Sunt absolut moderne, așa cum pentru aceiași greci piramidele erau antichitate, așa și legendele Olimpului sunt, erau pe vremea aceea literatură modernă pentru antichitatea de care vorbim, pentru istoria de care vorbim. Toți semizeii trec prin diverse, prin etape graduale de a fi acceptați de către zei, dar absolut toți sunt supuși aceleași legi
a mortalității. Și al doilea lucru, în toate legendele Olimpului, Zeus este procreatorul prin excelență. El are relații intime cu orice femeie dorea. Dacă după 10.000 de ani această legendă rezistă în Grecia și devine pilon cultural, mie îmi spune că atât de înrădăcinată era această obișnuință a zeilor și atât de perfectă era creația lor, până la final a ajuns perfectă biologic, rasa umană, încât nu s-a mai făcut distinția. Lemurienii nu erau așa. Fiind reptilieni, nu puteau să aibă aceeași compatibilitate bio-ADN-ică și de reproducere cu rasa umană. De aceea, în istorie, lemurienii sunt considerați dușmanii rasei umane. Și de aceea toți istoria reține elementele negative, figurile negative ale umanității, ca fiind, de fapt, lemurieni sub deghizare. De unde și celebra teoria conspirației și celebra de astăzi legendă care s-a transformat în multe filme. Da? A existat în anii 90 un film celebru, V, seria 1 și seria 2, care vorbeau de acești lemurieni care erau, de fapt, deghizați sub o pojghiță de piele umană. Sunt nu știu câte popoare care vorbesc despre regii șerpi. Da, de regii mituri, șerpi. Da. Legende antice. Această inabilitate a lemurienilor, repet, dublată de o dictatură extrem de crudă. Se vorbește de canibalism acolo, se vorbește de tot felul de lucruri. Acest tip de de imposibilitate de a comunica cu această rasă a făcut ca oamenii până la final, chiar dacă s-au răsculat în primul lor război împotriva lui Anunnaki, în al treilea să lupte împotriva lemurienilor. Și are alături de atlanți. Alături de atlanți care erau de fapt ce? Anunnaki rămași pe pământ. Exact. Se retrage misiunea principală și la un moment dat cineva dintre ei, care erau perfect, repet, perfect compatibil biologic și ADN-ic cu produsul uman, a spus, noi nu ne mai întoarcem. Ne-am făcut familie aici, probabil că s-au atașat de copiilor cu femeile umane, etc. Și în acea secundă se creează o astfel de civilizație denumită Atlantă. Cine știe cum se denumea ea de fapt în realitate? Absolut. Noi avem de la, cum îl cheamă? Homer. De la Homer avem acele trei fraze de istorie despre Atlantida. Există de altfel doar trei fraze despre acest continent. Și cine știe de fapt cum se chema și de unde veneau. Dar o mai amintește și aristocrate. Așa. Dar este clar că Aristotel, pardon. Aristotel, nu aristocrate. Da, aristocrate. M-am întrebat cine este. Da. Pisicile aristocrate, știi? Așa, Aristotel. Aristotel, da. Așa. Dar ideea este că în secunda 2 această civilizație, Breakaway Civilization, care rămâne după plecarea misiunii, se întâmplă însă ca ce? Probabil că era și o misiune de control planetar, pentru că lemurienii fugiseră în interiorul Pământului. Bun. Există un manuscris, cartea lui Zian, care este, în jur, căruia există nenumărate controverse de când a apărut. De unde e? Ce e cu el? Da. Mulți spun că ar fi o proveniență din Atlantida, ar fi de proveniență. Nu, se pare că e o copie mai mult, adică nici măcar este o transmisie orală și cineva a pus-o pe pergament. Da. Așa. Vorbea despre 7 rase care conviețuiau. Rase extraterestre. Extraterestre. Da, lemurienii fiind a treia rasă menționată. Da. Unul dintre cei mai vizați cercetători ai lemurii se numea James Churchward. Da, Churchward. Da. A scris o serie de cărți în prima jumătate a secolului al XX-lea. Să facem o paranteză. Știi cine este, nu? Fratele așa. Soțului lui Agatha Christie. A, foarte tare. Și știi că soțul lui Agatha Christie este descoperitorul lui Ur. Primul oraș. Și Agatha Christie scrie unul din primele romane, pentru că a fost cu soțul ei, tineri fiind, la Ur. Ea a săpat la Ur. Și descrie pentru prima dată prima crimă înregistrată. Găsește un rămășiță umane și îi spune soțului său, este poveste absolut reală, și îi spune soțului așa cum i-a așezat cadavrul și ce se întâmplă, asta a fost o crimă aici. Și el îi spune, bineînțeles că nu puteau să se ducă, erau plătiți de către Muzeul de Științe, de Istorie, pardon, de British Museum, al celebrului British Museum, nu puteau să spună așa ceva, dar el spune, scrie o carte. Și ea scrie unul din primele sale romane,
despre o crimă din Mesopotamia, despre o crimă din Mesopotamia, punând în imaginația ei exact ceea ce a descoperit în orașul Ur. Deci acest domn este cumnatul lui Agatha Christie și este Agatha Christie a făcut parte dintr-una din cele mai mari familii de arheologi ai lumii. Potrivit acestuia, Atlantida, de exemplu, ăsta, mă rog, continentul pierdut era centrul imperiului global care includea Atlantida. Asta spune, era un centru de era un centru de misiune, era un control de misiune. Da. Era mission control. Care a atins maxima înflorire acum 50.000 de ani, iar dispariția ar fi fost în urmă cu 13.000 de ani, împreună cu toți cei 64 de milioane de locuitori. Înseamnă că continentul era mare, adică o chestie mare. Atlantida, însă centrul de comandă, avea vreo 64 milioane. Bine. Probabil că erau mult mai toți umanizați. Probabil toți că umanizați. Erau toți produse umane. S-ar fi scufundat, mă rog, tot felul de teorii. Părerea mea este că a fost un cataclism natural. Părerea mea e că aici a fost Lemuria se afla în Pacific, undeva. Da, Lemuria se afla în Pacific, da. Așa. Din Lemuria se spune că au mai rămas Australia, Noua Zeelandă și alte insule mici după război. Da, era un continent enorm. Lemuria era un continent enorm. Era cel mai mare din... S-a dezintegrat după conflict. Da, după conflict, da. Războiul dintre Atlant și Lemurieni începe... E ultimul război, dar la nu e război mondial. Da. Înainte de erei noastre. Atlanții atacă Lemuria, distrugând-o în parte importantă, așa. Da. Extraterestrii dragonieni, deci reptilienii, reacționează alături de lovind cu armament probabil de tip nuclear Atlantida. În urma acestui fapt, pe Terra se instalează o iarnă atomică de aproape 50.000 de ani. Da, cred. Da. Practic, asta ar fi... Da. Astea sunt unele mărturii, să zicem, în acest sens. Dar în care Atlantida supraviețește, atenție. Reptilienii părăsesc planeta, poate prin portalurile respective, se retrag. Da. Însă e clar că au fost supraviețuitori umani care, mixați cu zeii care n-au părăsit planeta, s-au ascuns la rândul lor, sau, mă rog, s-au retras și au revenit, pentru că se spune despre Anunnaki că reveneau periodic. După cataclisme au revenit. Da. Da. Și au găsit o situație de haos și au recreat, au creat o societate și mai inteligentă. Și mai inteligentă, da. Și ulterior au început să intervină în războaiele dintre oameni. Mădălin, de aceea și spun că la finalul acestei istorii uluitoare de sute de mii de ani, produsul umanoid creat era perfect compatibil cu ei. De aceea apar semizeii. Pentru că sunt copiii lor. Deci, femeia umană, femeia de rasă umanoidă, putea crea copii perfecți ai acestor extraterestri. Deci compatibilitatea era enormă. Uriașa. Compatibilitatea era totală. Total. Este clar că era totală. Sigur că aveau forță mai multă, aveau arme mai bune. Sigur că Hercules, de exemplu, el nu sunt cele 11, 12, câte sunt încercările lui Hercules. Îi bate pe toți, îi nimicește pe toți, e mai deștept decât toți. Bineînțeles că se bucură de o superioritate a pregătirii, pentru că este fiul unui zeu. Ancestrărilor, da. Da, poftim? Și ancestrării. Dar ADN avea exact, alte dar compatibilitatea, este acolo. Însă mai are un lucru. Copiii acestei rase Anunnaki mor. Nu au, rămâne în codul ADN-ic uman, rămâne limitarea vieții. Sunt mortals, nu sunt immortals. Nu sunt nemuritori. Trăiesc mai mult, dar nu sunt... Deci, măcar și prețul... și prețul acestor urmași este în acel moment răsplătit prin devenirea lor ca semizei. Acum, o să vreau să vorbim în această ediție și despre teoria pământului gol pe dinăuntru. Care... O clipă, dar înainte dar nu acum, nu acum. Concluzia. Asta vreau să zic. Da. Madeline, ca să închid concluzia. La un moment dat, umanii nu mai sunt sclavii lui Anunnaki. La un moment dat, ei trec în statutul de aliați și de egali. Atlantida este plină de umanoizi, de oameni. Și nu numai. Egiptul. Se creează marile imperii. Se creează liniile dinastice, regale. Asta ne dovedește că la un moment dat și civilizația creatoare a decis că umanitatea a evoluat în așa fel încât să poată să-și primească dreptul de a fi independentă. Bun. Am aici niște cărți și am vreo câteva 10 acasă. Apropo de intervenția zeilor în luptele oamenilor, acești oameni care au supraviețuit, care pe diverse, să zicem, diverse cotloane ale planetei, dacă îmi permiteți formularea,
Tot planul unei planete rotunde, da, greu. Da. Nu știi cât de rotundă este, nici asta e o discuție. Ba da, hai să nu intrăm acolo. E văzut. Nu ajungem, vedem. No. Și uite, am tot felul de mărturii. Adică de la Troia. De la Troia. 38 de cosmonauți au văzut rotund, n-au văzut. De la, e o discuție, într-adevăr, dar partea cu că ar fi goală planeta pe dinăuntru are o semnificație aparte și merită discutat. Da, asta nu înseamnă că e planeta plată. Cu siguranță asta nu discut și nici nu sunt adeptul acestei teorii. Nu. Troia. Războiul din Troia. Asta e cetate zeiască. Iliada, de exemplu. Nu. Troia este cetate construită de zei pentru semizei, pentru copii. Zidurile sunt așa de puternice că nu le poate dărâma nimeni. Și când a fost descoperită de Schlesinger, da, de marele, care nu era arheolog, apropo, era amator. Era și după aia a venit Schliemann. Pardon, nu Schlesinger, Schliemann. Schliemann nu era arheolog. Da, 1870, nu Schlesinger, în 1871, 2, da. Așa. Schliemann era contabil, nu știu ce era, și era un de ăsta amator, cum au fost foarte mulți. Multe descoperiri au fost făcute de amatori. Sau pe baza unor legende. E, după aceea s-a dovedit clar, domnule, ca să găsești până și tezaurul lui Priam. Este, eu l-am văzut, este muzeu, este. E o minunăție, nu? Domnule, Dior și lui Vuitton ar vrea să aibă designeri de acest tip. Domnule, nu este nicio glumă. Este fabulos tezaurul. 14 catârl l-au cărat. Este fabulos numai ca și cantitate. E, zidurile alea le-am văzut și eu. Haide, domnule, să fim serioși, că erau dealuri, nu erau ziduri. Erau, puteai să dai în ele cu tehnologia de atunci, eu cred că puteai să dai și cu bombele de astăzi și tot nu le dărâmai. Deci a fost o cetate, un punct, unde s-a creat o linie dinastică. Păi, numai puțin. Se spune că zeii au intervenit din prima clipă și au început să... Cei nu s-au bătut? Ahei, cum? Ahile fiind semizeu. Ahile era semizeu, Hector era. Și împotriva lui Hector trăgeau în ziduri. Da, da. Și Zeus le-a zis, bă băieți, lăsați-mă să se bată singuri. Exact. În prima fază. Da, după care a revenit, da. Pentru că moare... Nu este intervenția lui Afrodita, nu era... Moare un semizeu, fiul unui zeu, și atunci ăla vrea să răzbune și îi lasă să se confrunte. Da, da. Dar să știi că războiul acela, o clipă, lăsând semnificațiile istorice ale extenției, știi că el a fost contestat aproape 1500 de ani. Lumea a spus că nu există așa ceva. Așa. Până a nici venit... Troia, nimic. Da, nici Troia, așa. Până s-a găsit. Și i-au contestat 10 ani faptul că e Troia. Până a găsit comoara lui Priam, tezaurul. Deci aia, să știți că, Mădălin Ionescu, ei nu s-au dus să fure aurul. Că l-au găsit în camera de tezaur. Ei au vrut să distrugă o linie regală. Grecii au vrut să distrugă o linie regală. Aici începe dezvoltarea umanității fără zei. Dar apropo aici de mărturiile și de interpretările care ar putea fi lesne, cum să zic, de tradus și de asociat în funcție care s-ar dori să se înțeleagă cu adevărat, să se predea cu adevărat istoria umanității. Da. Sunt nenumărate care ne-ar putea ajuta să ne înțelegem mai bine originea și eventual destinația. Da. Și faptul că știința academică, sigur, sub influența structurilor, serviciilor secrete și a politicului. Nu știu dacă pe timpul ăla erau serviciile secrete. Nu, acum, astăzi, încă. Atunci, deci British încă Museum... Încă mai e captivă unor viziuni... Atenție, British Museum dădea tonul. Și nu aparține atriciile de astăzi e captivă unor viziuni modeste asupra universului. Nu, stai o clipă. British Museum interzicea, de exemplu, stelele funerare egiptene care erau mai vechi de 5700 de ani, că așa scrie în Biblie. Că umanitatea, că pământul a fost construit acum 5700 nu știu câți ani. Da, corect. Da? Asta zic. Deci, dar astăzi e absurd. Este, dar să știi un lucru. Eu sunt absolut de acord cu tine. Eu cu tine sunt de acord. Dar dacă mai vin 10 lângă mine, eu trebuie să le înțeleg și lor dreptul de a spune că nu există. Da, sunt atâtea dovezi care ar putea fi incluse, cel puțin ca opțiune, în manualele școlare, în facultăți, în universități, să se predea exact cum se predau războaiele hitite. Exact cum se predau războaiele hitite, conflictele între acadieni și alții, între asirieni și nu știu care. Războaiele hitite nu s-au predat până în anii 1989, erau interzis. Și regii era interzis să spui că hitiții l-au înfrânt pe Ramses al II-lea. Exact. Era interzis, era puțin, imposibil. Dar hitiții vorbesc în documentele lor despre intervenția zeilor în războaie. Da, Hatshepsut este... Prieteni, sunt chestii, cum să zic, Mădălin, Hatshepsut
Este cea care îl salvează pe Ramses al doilea. Ramses recunoaște că a fost salvat și că a fost salvat de Hammurabi, ăla care a întemeiat codul. Bun, ăla este primul care a dat legile la nivel global. Hammurabi este primul ministru de justiție mondial. El este cel care face primul cod penal, primul cod de drepturi, de fapt, drepturi și obligații ale umanității. Este o copie, probabil, la cărții tehnice. Ăla descrie niște arme și niște intervenții ale zeilor de la Maimut. Bun, deci în Troia, numai puțin. Deci Iliada, o clipă, că n-am terminat. N-am terminat ce vreau să spun. Începusem și eu după aia. Știu, ți-am luat ideea. Da. Să știi că umanitatea are nevoie să spună și nu și da. Asta clar, și înțeleg toate resorturile. Eu n-am să refuz nimănui de a-mi spune eu cred în timpurile biblice. Noi avem dovezi nu cu carul, cu o planetă, că au existat cel puțin 3 civilizații umane pre-biblice. Că noi suntem, de fapt, în timpul biblic. Care, da, probabil că a început acum 5.700, 7.000 de ani, nu știu cât. Bun. Pe de altă parte, nici știința seacă, matematica fără miros, fizica fără suflet. Umanitatea are nevoie și de mister. E adevărat că numele misterului s-a mințit enorm. Dar să știu un singur lucru. Edenul a existat, eu trebuie să-l definesc. Ce a fost? Ce a fost? A fost un laborator undeva deasupra. A și ți-o spune, ți-o spune un om absolut poliglot și absolut, din toate punctele de vedere, cosmopolit, inclusiv religios. Fiind clar, Iisus Hristos a existat, Mohamed a existat. Da? Ce au fost ei? Nu contează. Da, e o altă discuție. Au făcut bine umanității. Da? Hai să spunem clar, Moise a existat. A, că nu i-am găsit mormântul și rămășițele, asta nu îi neagă timpul biblic în care a trăit. De aceea, la un moment dat, noi trebuie să egalăm timpurile și să spunem acestei umanități că războiul Troiei, nu știm dacă e începutul războaielor împotriva liniilor dinastice Anunnaki, sau e ultimul război. Păi cred că e nu știm. Printre ultimele. Așa. Cert este că Ramses era înainte. Da, mult înainte. Mult înainte. Mult. Cert este că acea linie este distrusă complet. Nu mai există copii, urmași, nepoți, nimic. Vreau să descriu doar o secvență. Deci, în Iliada e un episod cu zeița Minerva. Da, Minerva, da. Zeița vânătorii. Zeița luminează cerul. Este un episod incredibil. Deci incredibil, din punct de vedere tehnic. Este, nu cred că își puteau închipui pe vremea aia așa ceva. Că nu văzuseră vreodată. Nu văzuseră, n-aveau cum să descrie. Luminează cerul ca Ahei să vadă și noaptea trupele adverse. Și le văd ca ziua. Cine? Ahile să le vadă? Ahei. 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 Da, da, apărătorii, apărătorii Troiei, da. Da. Nu apărătorii. Ăștia erau cei Ahei? Care atacau. Nu mai știu cei care atacau. Cei care atacau. Ahei erau ai cui? Erau lui Ahile. Erau lui Ahile, da, pentru că erau vreo 7 armate acolo adunate. Absolut. Erau 10 armate. Ăștia ca să-i vadă pe Hector și pe ai lui. A, și pe ai lui, da, pe Priam, pe toți, da, care apărau cetatea. Deci să vadă noaptea trupele adverse. Sunt descrieri în Iliada inimaginabile. Zeus le cere apoi zeilor, uite, să nu se mai amestece în luptele dintre oameni, pentru că apoi să se răzgândească. Să mă uit... Și războia dura 10 ani. 10 ani. Războia dura 10 ani. Deci forțele erau egale ca tehnologie militară și ca ce? Ca număr. Și uite cum e descris aici. Dar având în vedere furia crescând a zeilor și ajutorul așa pe care îl primeau acum Ahei de la semizeul Ahile, Iov. Iahve la evrei, da? S-a răzgândit. Iov este, Iov, dacă, nu știu dacă mai știai, este numit Zeus și Iov. Da, uite, asta n-am știut. Este o chestie foarte tare. Da. Și la evrei este Iahve. Din partea mea, voi sta aici, pe muntele Olimp, privind în pace, dar voi, ceilalți printre troieni și ahei, vă duceți. Și ajutați fiecare tabără cum vă fi voia. Astfel grăită Iov poruncă dând de luptă, la care zeii și-au luat oștirile și au plecat la bătălie. Deci zeii intervin în bătălia dintre ahei și troieni și cu toate astea războiul ține 10 ani. Și care e motivul războiului troian? Îți mai amintești? O femeie. O femeie. Adică ce? Vasul reproducerii. Funcția de continuitate a unei linii dinastice. Absolut. Deci de asta, atunci când vedem, pe mine m-a fascinat întotdeauna războiul Troiei. Întotdeauna.
Atunci când vedem acest război, trebuie să ne întrebăm, este începutul istoriei, este începutul războaielor de independență ale rasei umane sau este finalul unui lung șir de războaie? Personal, cred că e finalul unui lung șir de războaie. Încă nu știm. Stichin n-a spus-o, Homer n-a spus-o. Încerc să le leg. Sunt istoric și am felul ăsta, simțul ăsta. Da. La episoadele diverse. De la... Adică te uiți la linia, la timeline. Acadieni, la timeline te uiți, la linia timpului. Da. Și văd războaiele lor și multe dinastii care au fost suprimate, așa, da. Și iar imperii, la Troia este o suprimare totală, n-a scăpat nimeni din familia lui Priam. Absolut. Nimeni. Și imperii care au dispărut și uite, rămân totuși grecii care domină o bună bucată în această istorie. Bun, ei sunt, și rămășițe... părerea mea este că este linia umană. Acolo, absolut, părerea mea este că este răscoala umană pură. Ai înțeles? Adică acolo părerea mea este că după ce egiptenii, după a treia dinastie, da, se unesc Egiptul de sus și de jos, cele două coroane, pentru că știi că faraonul avea două coroane. Singurul rege care mai are două coroane, de fapt are trei, este suveranul pontif, este papa. Da. Nu Eminescu, cu al trei coroane puse una peste alta. Puse una peste alta, da. Deci, el avea două, pentru că el unise două teritorii complet diferite cultural și civilizațional. Atunci începe renașterea umanității. Nu mai vedem niciun fel de influență a lui Anunnaki în cultura egipteană. Atunci apare și The Bent Pyramid, piramida stricată sau piramida îndoită. Atunci apar primele drumuri. Ca timp de... Tu ești istoric. Ca timeline, ca linie istorică. Dar până atunci, totul se întâmplă cu implicația unui fiu de zeu sau unui zeu. Care însă sunt în ierarhia Olimpului, la greci, în ierarhia cerurilor, la asirieni, la acadieni, este chiar un oraș spațial, acei zei care rămân sunt minori. Și zeii de la Troia se întâlnesc cu șefilor. Da? Și Ahile are un punct, călcâiul lui Ahile. Deci, nu mai au loc războaie directe între rase extraterestre, lemurieni, Anunnaki, ci prin reprezentanți, în războaie proxy pe pământ. Dar care toate au, și aici spun vocația constructoare, vocația eliberatoare a rasei umane, toate au acest enorm și subtil obiectiv, independența rasei umane. Care are loc? Acum, care în jur produce de 7.000 de ani. Începuturile timpului biblic, exact, de care îți vorbesc. De unde începe o altă istorie. Și umanitatea are nevoie de o carte fundamentală și aici ați închisită, da, las. De aceea apare timpul biblic, de aceea apare Vechiul Testament și apoi Noul Testament. Iată. Pentru că e nevoie ca umanitatea să aibă un dicționar comun. Despre asta vreau să vorbesc. Da. Fii atent, ca să înțelegi că și telepatia funcționează. Da. Deci, există mărturii de la persani până la acadieni, până la sirieni, chitiți, ei sunt deja egipteni, ei sunt deja moderni, în care zeii se amestecă. E un mixaj al zeilor. Da? Exista o istorie comună a zeităților. Da? De exemplu, la Hammurabi, pentru a învinge dușmanii, Marduk, care era zeul bătăuș. Bătăușul, era bătăuș, era golan. Zeul furtunos. Era zeul furtunos. Așa. Răutăcios, răzbunător. Așa. Da. Al acadienilor. Da, al acadienilor. Da. I-a dat lui Hammurabi o armă puternică. Numită Marea Putere a lui Marduk. Lucrurile astea nu se predau în... E ca și cum oamenii erau neboni. Bă, niște primitivi, săraci. Deci se predau doar niște chestii seci. Fapte, agricultură, bătălii. Dar băieții ăștia vorbeau despre faptul că niște alți băieți mult mai puternici care locuiau în cer interveneau pe pământ oricând. E ca și cum ăștia când scriu un document îl scriu de nebun, delirau. Toți delirau. Erau niște delirați. Nu, era science fiction. Inventau science fiction. Aveau chef de legende tot timpul și inventau povești cu intervenții, cu arme pe care le dădeau zeii și așa mai departe. Ei fiind în epoca bronzului. Ei fiind în epoca bronzului, da. Nici măcar a fierului. În epoca bronzului. Epoca bronzului. Paradoxal, Hammurabi a ajutat și de Anu și de Enlil, prieteni. Deci i-a cunoscut pe aia. Deci era cum ar... Pe aia care cu 50.000 de ani înainte, așa, fac primul potop. Așa. Atenție! De supărare. De supărare! Da. Deci, Anu, zeitatea supremă, Anu, zeitatea... conducătorul Nibiru, da, și așa, da, da, îi adună la o masă și zice ce fac cu răzmă.
Păi, șeful, ne-au trebuit și nouă, că suntem munciți, că vai de noi, ne-a trebuit și nouă o rasă să muncească pentru noi. Păi ce să facem? Ați populat o planetă? Cum scăpăm de ei? Dar asta era cu 50.000 de ani înainte de Hammurabi. Ăștia încă trăiesc. Și ăștia încă trăiesc. Încă trăiesc. Hammurabi, care e considerat primul creator al unui cod universal, din care toată lumea s-a... De justiție, de justiție, da, da. De drepturi și obligații ale umanității. Este predat, se predă în istorie și manualele școlare. Da, e codul Hammurabi. Vorbește despre faptul că un zeu i-a dat o armă extrem de puternică. Da. Și că zeități sumeriene, da, care trăiau de zeci de mii de ani și care încă erau prezente în viața umanității, îl ajută practic în această poveste. Uite, am la pagina 18 din această carte un paragraf. Și este așa. Deci asta se întâmpla evenimentul în jurul anului 1800 înaintea erei noastre, sau înainte de Hristos, cum vrem. Da. Ca românii să înțeleagă mai bine. Prin puterea marilor zei, regele iubit de zeul Marduk a restabilit temeliile sumerului... Regele iubit, deci liniile dinastice au fost create de zei, nu de pământeni. Și acum spun foarte mulți... De zei. Liniile dinastice principale, primele. Să nu zic oameni de știință. Da. Să zicem vizionari care scriu niște cărți. Da. A restabilit, deci, prin puterea marilor zei, regele iubit de zeul Marduk a restabilit temeliile sumerului și ale Acadului. La porunca lui Anu și cu Enlil, înaintând în fruntea oștirii cu puternicele forțe pe care marii zei le-au dăruit, nu se găseau potrivnic pentru armata din... Și se dă numele orașului, Emutal, și regele său, Rimsin. Toate aceste entități existau. Da, nu, și au fost descoperite. Uitați-vă pe hărți. Se vorbește de marea putere a lui Marduk. Cu puternica armă cu care Marduk și-a proclamat victoriile, eroul Hammurabi a răpus în luptă armatele din, și se dau nume, Suhartu, Gatium, Eshurna. Cu marea putere a lui Marduk a înfrânt oștile din Sutium, Turuca, orașe de atunci. Da. Cu măreața putere pe care Anu și Enlil o dăduseră... Tu ai numit deja... Și a învins toți dușmanii tocmai până în țara Suhartu. Mădălin, tu ai numit deja 5-6 orașe. Oameni buni, pe vremea aia aveau orașe. Aveau orașe. Orașe în Europa au apărut în 800. După 800 de ani după căderea Imperiului Roman. Mii de orașe în acele erau mii de orașe. Voi realizați ce vorbim, că era, repet, timpul biblic și prebiblic? Păi, în Europa, marile orașele și organizările urbane apar conform teoriei progresivului, teoriei dezvoltării umane progresive, cel puțin ca linie de timp, 800 de ani după căderea Romei. Și trebuia întâi să se dezvolte agricultura, să se sedentarizeze populația. Erau niște principii și noi le învățăm ca istorie adevărată. Păi eu am să spun un fapt. Te rog. În Turcia de Nord, în jur de 12.000 de ani, acum 12.000 de ani, 12-13.000 de ani, sunt triburi de nomazi. Și istoria oficială ne spune că aceste triburi de nomazi, aflați în epocă pre-biblică, au schimbat genetic, au modificat genetic 12 culturi de porumb și de grâu, 5 pentru oameni, pentru uzaj uman, și restul pentru a fi date ca mâncare șeptelului animal. În 1952, Statele Unite decid să aclimatizeze un porumb, celebrul actual porumb american, care este dublu cât cel european, care se reziste furtunilor. Primul porumb american, și cel care astăzi este exportat și este căutat de toți crescătorii de animale din lume, pentru că este foarte bun, cel pentru uzaj uman este mult mai slab în elementele sale genetice. Primul, din anii 50, au început, repet, cercetările în laboratoarele ultramoderne la acea vreme americane, primul apare în 1982. O singură cultură. Iar tu îmi spui mie, conform arheologiei dietetice, și atenție, oameni buni, există și arheologie a dietei. Ce au mâncat oamenii acum 15.000 de ani este element crucial pentru a înțelege evoluția umanității. Este element crucial să știu ce au făcut oamenii acum 50.000 de ani, ce au mâncat. Se cheamă arheologia dietetismului, a dietei.
Și tu mie îmi spui că în doar 60 de ani, în nordul Turciei, niște triburi nomadice reușesc și schimbă 12 culturi. Fără instrumente. Care fără instrument? Fără nimic. Științifice, moderne. Și nu numai atât că reușesc. Reușesc să planteze și în doar 30 de ani, 40 de ani, să aibă loc ce? Primul război alimentar din nordul Turciei. Să bat între ei. Este uluitor. Știi care a fost primul război alimentar scris vreodată în umanitate? Este scris pe zidul de la Abu Simbel, în Egipt. Acum 4.000 de ani, unul din strămoșii lui Ramses al II-lea, că tot vorbim de el, are o secetă cumplită și se duce peste hitiți, trece peste statul hitit care era pe munți și ajunge într-o vale pe care nu va ști cum să o denumească și găsește acolo grâu. Băștinașii se răscoală și îl prind prizonier. Este primul război alimentar vreodată scris pe istoria umanității. Și tu mie îmi spui că acum 12.000 de ani niște nomazi au reușit să schimbe 12 culturi și să facă diferența între porumbul pentru uz uman și porumbul pentru uz animal. Fără să aibă laboratoare și așa mai departe. Și conștiință, atenție, conștiință științifică. Foarte pe scurt, ediția asta merita vreo 2-3 ore ca să ajungem unde mi-am propus. Am terminat ediția, gata? Nu, avem publicitate, dar vreau să spun doar atât. Descriindu-și feluritele campanii militare, Shalman Eser a afirmat că victoriile sale s-au realizat cu arme deruite de doi zei. Am luptat cu puternica forță pe care Ashur, domnul meu, care era zeu, da? Da. Mi-o dăduse și cu puternicele arme pe care Nergal, conducătorul meu, mi le dăruise. Deci erau trei nuini, domnule, știau să apese pe butoane. Arma lui Ashur a fost deschisă ca având o strălucire înspăimântătoare într-un război cu Adinii. Inamicii au fugit văzând înfiorătoarea strălucire a lui Ashur, i-au copleșit. Practic, aceste mărturii legate de ce puteau să facă aceste arme ale zeilor sunt nenumărate, inclusiv la indieni. La greci, Și în China. Și la indieni sunt descrise urmările unui război atomic. Apa, n-aveau de unde să știe că apa sărată și apa dulce ardeau la fel. Ei sunt cu gustul acela, cu gustul că se transformă molecular apa. Ei sunt mirați că apa sărată și apa dulce la fel ar și au compoziții diferite. De ce? Pentru că radiația schimbă compoziția moleculară. Exact. În context de foc venit din cer. Din cer. Sunt descrise niște bătălii uluitoare. Îi invit pe toți cei care ne urmăresc să facă un minim efort dacă vor să obțină niște cărți, niște informații. Dar se găsesc pe internet, sunt gratuite aproape toate. Sunt și biblioteci. Puteți citi și vă puteți informa. Acesta este o parte importantă a istoriei umanității. Ne întoarcem imediat, vorbim și de teoria Pământului Gol pe dinăuntru, pentru că este foarte important, apropo de zeii care tac și care la un moment dat parcă ar fi dispărut din peisaj și ne-au lăsat să ne vedem de treabă, deși nu sunt convins. Rămâneți cu noi, ne revedem imediat, mai vorbim despre acești zei și de războaiele zeilor pe Terra.